Of, săracul domn Iohannis, abia dacă-și vede capul de muncă. Da, mă, ci că n-a mai avut de mai bine de o săptămână o zi liberă, de-aia în care să bată cuie și să alinieze gresia într-una din casele lui. Să se mai relaxeze omul, să mai iasă puțin din munca asta nebună a consultărilor. Consultări și iar consultări. Iohannis cheamă partidele din nou la consultări. Mâine ar avea loc aceste consultări la Palatul Cotroceni. Ar fi a patra rundă de consultări la Palatul Cotroceni. A patra rundă de negociere, auzi? Vor fi 12 ca la Mayweather cu Pacquiao? Să-l vedeți ce surmenat o să fie domnul Iohannis la târgul de carte. O să adoarmă acolo dând autografe. Alo, sepepiștii, mare atenție, bă băieți, să nu cadă cu ochii un pix, da? Că nu ne mai trebuie alt chior. Neoficial știm că discuțiile vor fi pe legea securității cibernetice și în acest sens au fost invitați, iată, toți liderii de partid mâine la Palatul Cotroceni, așadar... Mamă, important, legile Big Brother, siguranța cibernetică, mai pe scurt, dacă devin legale ascultările SRI-ului. Dacă nu, rămân și se fac ca până acum, nu domnul Iohannis? Sau nici măcar asta nu v-au spus? Mă rog, ideea e că sunt consultări, iar din nou pare așa o chestie care ar trebui trecută la meteo. Astăzi plouă în Ardeal, e soare și se înregistrează 20 de grade la Craiova, iar la Cotroceni sunt consultări.